Doamna doctor Anca Hâncu este în platoul de la Neața. Povestim astăzi despre lactate, cantități, dar și intoleranță, mit sau realitate. O discuție lungă ce cumva poate fi condensată și într-un matinal. Bună dimineața! Neața! Cu ce începem? Începem cu intoleranța la lactoză, care de fapt este ușor exagerat mediatizată. Corect. Și atunci, pentru a depăși aceste bariere, din cauza cărora multe persoane evită să consume lactatele, hai să facem puțină lumină, să vedem despre ce este vorba. Eu vă dau un caz particular. Fetița mea avea intoleranță la lactoză sau, mă rog, ceva similar. 2 ani de zile n-am știut și avea frecvent testări de indispoziție, cum ar spune americanii, până n-am descoperit și am scos laptele, care, atenție, este cel neprocesat, el dă intoleranța la zahărul, de fapt, din lapte, nu ne-am revenit. Între timp am dezvoltat și eu un soi de, nu știu dacă e intoleranță, cred că o lipsa obișnuinței de consum. Îmi plac foarte tare produsele lactate, dar le consum des, rar spre deloc. Această intoleranță e de fapt un deficit de lactază, enzima prin care se digeră lactoza și se desface în glucoză și galactoză. Deci am spus că a fost exagerată mediatic, pentru că e caracteristică populațiilor asiatice, unde se înregistrează în proporție de până la 90%. Însă în Europa prevalența acestei intoleranțe este foarte mică. În Olanda s-a studiat până la 1%. Deci nu este neapărat un motiv de îngrijorare. Pentru sigur, ei sunt obișnuiți de mici să consume lapte și produse din lapte. Și aici vom aduce în discuție, sigur, nu lapte, dar există toate acele lactate fermentate și aici ne referim la kefir, de exemplu, la iaurt, la lapte bătut, care îmi place tare mult categoria produse asta. Prin fermentație, prin culturi cu lactobacillus, cu streptococ și atunci dobândesc alte proprietăți. Da, sunt înnebunit după ayran, de exemplu, dar știu că face rău, dar tot îl beau. Ne aduce și un pic de sare și acum când este atât de cald afară și noi avem, ne deshidratăm, este chiar bine să bem acest ayran un pic sărat. Dar revenind, lactatele, care până nu de mult, sigur, erau cu preponderență recomandate copiilor, tocmai pentru a favoriza dezvoltarea și creșterea ca urmare a conținutului de calciu și vitamina D, în ultimul timp beneficiile se extind la probioticele care există în kefir, în iaurt, în brânzeturile fermentate. Aceste probiotice care asigură un microbiom sănătos și atunci stimulează imunitatea și practic lactatele sunt indicate la orice vârstă. Vorbim de microbiom sănătos, de imunitate, dar vorbim și de protecție cardiovasculară, mai ales dacă luăm în considerare lactate cu mai puțină grăsime sau chiar creșterea performanței cognitive. Este un studiu făcut pe vârstnici, 7000 de persoane din Canada, care a evidențiat creșterea memoriei sau, de fapt, păstrarea memoriei la persoane în vârstă care au obiceiul de a consuma lactate. Când introducem lactatele în alimentația copilului, că vorbeam de ei? Bine, lactatele, adică este laptele de mamă care este, practic, după aceea diversificăm cu diverse produse. E o teorie care spune că nu luăm de la alte mamifere și că n-ar avea cum să ne facă bine enzimele de la alte mamifere, că nici ele între ele nu-și schimbă laptele. Asta e teoria și cumva o... Apropo de copii, pentru că aici noi dăm, de fapt, mesaje populaționale și atunci aș dori, în ce privește copiii, fiecare părinte să se sfătuiască cu pediatru, pentru că fiecare copil poate avea anumite intoleranțe, anumite caracteristici pe care ei trebuie să le discute. Noi acum vorbim în general, sigur, și de copii, dar și de paharul că dansează la noi pe masă. Așa. Când introducem produsele din lapte, brânzica,
brânzica, deci copiilor le place și trebuie împrieteniți treptat și cu un chefir și cu iaurt, cu lapte bătut, cu o brânzică de vaci avem aici, cu telemea, cu cașcaval, le combinăm cu roșii, cu castraveți, le combinăm la mic dejun, pot fi o gustare sănătoasă, pot fi seara într-o salată, de ce nu la prânz cu o mămăliguță, toate acestea vor fi introduse și devin prietenoase pentru copii, după care pentru adult intră în firesc, pentru că dacă ești obișnuit din copilărie, când ești adult consumi niște produse și îți rămâne acest gust plăcut. Ați alăturat roșii, castraveți, mă rog, legume da, la chefir. Bunicii noștri spuneau nu mânca lapte fermentat cu roșii, că te strici la stomac. Roșiile cumva le-am asociat brânzeturilor. Sigur că chefirul dimineața, uite, îmi pun și eu, chefirul dimineața va fi mai degrabă o variantă de băut împreună cu cereale. Se mai poate și cu fructe, dar este riscul acesta de fermentație și depinde de patologie, pentru că pentru o persoană cu sindrom de intestin iritabil nu va fi cea mai bună alegere. Pe de altă parte, un pahar de chefir poate fi o variantă gustoasă și cam așa ar fi o porție sănătoasă, o porție corectă pentru o gustare. Da? Pentru cei care totuși dezvoltă intoleranța la lactoză și n-au voie a consuma produse lactate, ce versiune avem? N-au voie să consume lapte, însă lapte. Au voie să consume chefir, iaurt, sana, pe care să le alterneze. Uh-huh. Au voie să consume niște brânzică de vaci, telemea. Cantitățile vor fi introduse treptat și diversitate, adică rotite toate acestea, nu consumat același aliment. Se spune despre produsele lactate că sunt bogate în grăsimi. Nu tot timpul cele beneficii. Exact, și de aceea s-au făcut studii pentru a arăta dacă nu reprezintă chiar un factor de risc pentru boli cardiovasculare, pentru că vorbim de grăsimi de origine animală. Da, o salată grecească fără brânză feta nu e... Da, atunci dacă e cantitatea și cam aici ar trebui să ne limităm la o felie de... Noi am pus aici o telemea românească pentru că suntem în România și ne plac produsele românești. O salată cu o felie, cam aceasta ar fi o porție, iată că ar fi o porție corectă. Revenind la bolile cardiovasculare, studiile au arătat că nu reprezintă aceste grăsimi, nu reprezintă un factor de risc. Studii cu biomarcări au plusat și au dovedit că, de fapt, dacă sunt cu grăsimi ceva mai puține, deci la un iaurt, la o brânzică de vaci 2-3%, deci nu iaurtul acela de 10%, chiar asigură protecție față de boli cardiovasculare și față de diabet zaharat. Final de intervenție, se impun niște concluzii. La orice vârstă, produsele lactate pot fi benefice, începând de la stimularea creșterii și dezvoltării, menținerea sănătății oaselor, creșterea imunității, protecție cardiovasculară, protecție pentru diabet și, nu în ultimul rând, păstrarea memoriei pe termen lung. Sănătate. Mulțumim tare mult, doamna dr. Anca Hâncu, este medic generalist, doctor în științe medicale, specialist în nutriție, doctor în nutriție. Vorbim doar cu specialiști, căci informațiile astea trebuie să vină de la persoane avizate. Vă mulțumim, vă reașteptăm la Neața.